Bun găsit, doamnelor și domnilor. Săptămână capricioasă din punct de vedere meteorologic. Am avut de toate, ploi, grindină, tornade, vijelii, zilele libere. Nu au fost neapărat cele liniștite pentru mulți dintre români. Și centrul țării a fost măturat de ape. Mai multe străzi din Sibiu au fost inundate în urma furtunii. Și este abia începutul, spun meteorologii. Ia ui, frățioare! Cum o putem să se adune atâta apă? Na. Ia, hai de cap, îi trecem peste roți. Așa a arătat centrul Sibiului după o ploaie care nu a durat mai mult de jumătate de oră. Mai multe bulevarde au fost inundate, iar mașinile au fost acoperite de apă. La ieșirea din Sibiu către Șelimbăr au fost mari probleme. Participanții la trafic s-au plâns pe Facebook că ploaia puternică a inundat toată strada. Mașinile au înnotat ca să poată înainta. Ca de fiecare dată când plouă foarte mult, într-un interval de timp scurt, canalizările orașului se dovedesc insuficiente pentru a prelua apa pluvială, astfel că străzile se transformă în mici râuri, iar Sibiul începe să semene cu Veneția. Da, să ne bucurăm și noi că avem o Veneție. Dacă e să facem haz de necas, avem și noi Veneția noastră de România. Problema este că un val de aer polar este gata să lovească toată țara, așadar după un final de săptămână, cu temperaturi de vară de care încă ne bucurăm în acest moment. O masă de aer rece va aduce schimbări bruște de temperatură, cu 15 grade în unele zone. Între timp, în capitală, ne bucurăm de o zi călduroasă de primăvară, dar lucrurile se vor schimba în următoarele zile. În toată țara vom avea o vreme așa cam ca de toamnă. Elena Matescu, director executiv ANM, este alături de noi și mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația noastră. Bună ziua, bine v-am regăsit! Deci să ne așteptăm de luni să înceapă toamna, nu? Dacă vreau să spunem așa. Astăzi și mâine încă mai avem temperaturi maxime la scara întregii țări, cuprinse între 15-18, chiar 27 de grade în partea de sud și sud-est, chiar a României, chiar și la București, 25-26 de grade și mâine. Însă săptămâna va debuta prin manifestări accentuate de vreme instabilă, care vor cuprinde aceleași, practic, fenomene cu care deja am încheiat, dacă putem să spunem așa, iată, săptămâna în curs. Adică, o vreme în general instabilă, cu cantități de precipitații mai însemnate, descărcări electrice, averse cu caracter torențial, nu în ultimul rând, intensificări de scurtă durată ale vântului în timpul ploilor, ce pot lua local aspect de vijerie și, de asemenea, căderi de grindină. Mai ales începând din a doua seara zilei de luni, pe parcursul zilei de marți, gradul de instabilitate va fi unul deosebit de accentuat și nu în ultimul rând vorbim și de o scădere a regimului de temperaturi, mai ales în prima jumătate a săptămânii viitoare, chiar cu 10 grade, inclusiv în capitală, pentru că de la 25 de grade, marți e posibil să vorbim de numai de 14 grade la nivelul valorilor maxime. Chiar sub ceea ce ar fi normal comparativ cu mediile climatologice ale datei din calendar. Așadar, într-adevăr, un sistem bine organizat va aborda spațiul geografic al țării noastre, în primul rând, prin manifestări de vreme deosebit de instabilă și, în același timp, și un regim de temperaturi chiar mai scăzut. După care, de la o zi la alta, mai câștigăm câteva grade în termometru, astfel încât spre finele săptămânii să ne apropiem de mediile climatologice din perspectiva maximelor din nou 14-15-25 de grade și poate ușor mai coborâte, ușor mai ridicate, în special în partea de sud-sud-est a României, spre finele săptămânii viitoare. Deci vom avea o săptămână cu temperaturi scăzute și cu ploi, mai degrabă așa cam ca de noiembrie, mai degrabă octombrie. Poate da, mai degrabă chiar, mai ales din ceea ce privește regimul de temperaturi, da, poate undeva început de sfârșit de iarnă, început de primăvara, de lună martie, dacă este să luăm în considerare valorile de temperaturi maxime care nu vor mai depăși cel mult 14-15 grade la scara întregii țări.
Așadar, diferențele de 10 grade în amplitudinile de valorilor de temperaturi de la o zi la alta, cu siguranță se vor resimți și mai ales că vorbim și de intensificări ale vântului, care de fiecare dată, cum știm, în cazul scăderilor de temperaturi, senzația de frig este una mai accentuată. Așadar, aveți grijă cu ce vă îmbrăcați în săptămâna care vine. Pe de altă parte, după o iarnă destul de secetoasă, nu am avut foarte mari căderi de zăpadă, au fost într-adevăr local, undeva în nordul țării, la munte am avut zăpadă, mai multă, dar aici, în partea de sud, a fost chiar așa, cam ca de toamnă târzie vremea, în București cel puțin. Putem să spunem că se reechilibrează situația, faptul că sunt, iată, ploi însemnate cantitativ în unele zone se echilibrează situația. În altele, din păcate, vorbim în continuare, mai ales în partea de sud-est și est a României, de deficite de apă în sol. Pentru că distribuția neuniformă în timp și spațiu a cantităților de precipitații încă de la începutul anului agricol, 1 septembrie 2018 și până în prezent, a fost una semnificativă. La ultima noastră întâlnire vorbeam de toamnă, iarnă și debut de primăvară. Ne amintim luna martie foarte secetoasă. Iată că luna a doua, luna primăverii, a adus cantități importante de precipitații, în special în partea de vest și chiar și în sud-estul țării, dar nu suficiente cât să compenseze deficitul mare de apă în sol, pentru că observăm de la începutul anului agricol, de la 1 septembrie și până în prezent, avem 3 luni consecutive cu cantități de precipitații sub normele climatologice, nu în ultimul rând luna februarie și luna martie. Și ce este de remarcat, perioada 1-25 aprilie a însemnat, din punctul de vedere a cantității înregistrate, doar 65% din norma climatologică. Ultimele 5 zile au făcut practic diferența, astfel încât, din punct de vedere cantitativ, vorbim într-adevăr de o lună aprilie cu o cantitate peste normă, dar primele 3 și chiar mai mult de 3 săptămâni, din păcate, deficitare. Lucrurile însă sunt încă bune, pentru că observăm la acest moment bună parte din țară, mai ales partea de sud, partea de vest, partea de nord, beneficiază și în stratul de sol 0,100 cm de condiții favorabile din perspectiva rezervei de apă din sol, rămânând, așa cum am spus, areale extinse, practic din Dobrogea, din Bărăgan, din partea, zona centrală a Moldovei, unde deficitele rămân în continuare accentuate pe profilul de sol 0,100 cm. Deci culturile de orz și grâu parcurg în această perioadă, în luna mai, cerințe maxime față de apă, adică nevoia de apă undeva peste 90 de litri pe metru pătrat la nivelul unei luni, și în condițiile în care, chiar dacă avem 50-60 de litri pe metru pătrat pe secvențe foarte scurte de timp, gradul de torențialitate nu permite înmagazinarea de 100%. Însă, în stratul de sol 0,20 cm, lucrurile sunt diferite, pentru că aici o cantitate de 50-60 de litri pe metru pătrat, chiar într-un interval mai scurt de timp, are un coeficient de înmagazinare mai bun comparativ cu profilul 0,100, unde gradul de scurgere este unul semnificativ. Și observăm, practic, în aproape toată țara o rezervă de apă în limite favorabile, apropiate de optim și chiar optime, exceptând de această dată în continuare zona Dobrogei, pentru că încă în zona Dobrogei observăm în fiecare lună din cele 9 luni, până în prezent, luna mai fiind începutul celei de-a noua luni din anul agricol curent, zona Dobrogei nu a beneficiat de cantități suficiente de precipitații care să compenseze deficitul mare de apă în sol. Vorbim și de o distribuție, să spunem, o alternanță a perioadelor foarte călduroase, urmate de perioade mai reci, fapt care însă, din punctul de vedere al abaterilor termice lunare, cel puțin primele 4 luni ale anului, ne-au adus diferențe semnificative, pentru că o lună februarie și o lună martie cu o abatere termică pozitivă mai mare de 2,5 grade la nivelul țării noastre înseamnă semnificativ, și iată că și luna aprilie, mai ales răcirea de la sfârșitul lunii, a făcut ca totuși și această lună să înregistreze o abatere termică pozitivă de 0,5 grade. Și mai multă energie în sistem,
coroborat și cu o cantitate mai mare de umezeală, determină, iată, aceste manifestări de vreme deosebit de instabilă. Și, practic, în condițiile în care, iată, încă din aprilie am avut zile în care, la începutul lunii, vorbeam de 30 de grade, foarte multe zile cu temperaturi peste maximul unei zile de vară de 25 de grade și iată că și debutul ultimei luni din această primăvară, în bună parte din țară, 25-27 de grade, deci căldură asociată cu un grad de umezeală, așa cum am spus, determină fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, care la nivel local au ca efect acele fenomene severe imediate. Cum ar fi tornada, despre care s-a vorbit foarte mult. Sunt imagini spectaculoase, tocmai pentru că era foarte mult praf în zonă. Și asta se întâmplă tocmai la întâlnirea dintre două mase de aer, una caldă și una rece. Așa o explicăm de fiecare dată. Da, gradientul termic, diferența de temperatură, într-adevăr, într-o masă de aer cald cu una foarte rece, cu cât această diferență de temperatură este mai mare, cu atât, sigur că da, viteza rotațională a celui vârtej este una mai mare, astfel încât, într-adevăr, pe ascendență, da, curentul de aer determină, să spunem, iată, din aceste nori de furtună, formarea acestor supercelule care au ca efect vântul puternic cu aspect de tornadă. Practic, până la urmă, o tornadă. Și ceea ce a fost spectaculos și în cazul acestui eveniment înregistrat în data de 30 aprilie în zona localității Dragalina la 17:25, este și angrenarea unor mase de praf semnificativ, având în vedere zona de producere și câmpul deschis, care practic curentul ascendent a determinat formarea și de aici și imaginile spectaculoase și care cu siguranță în urma analizei pe care o vom face și noi ca meteorologi, pentru că echipa deja din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, din cadrul laboratorului de Nowcasting, s-a deplasat în teren pentru amprente la sol și analize și cu siguranță coroborat și cu amprenta radar din ziua respectivă, din 30 aprilie, din după amiaza zilei de 30 aprilie, de când au fost emise codurile galben-portocalii pentru zona respectivă, vor face să analizăm și să vedem condițiile de manifestare, de producere și manifestare a acestui fenomen, care până la urmă, așa cum am spus, și pentru meteorologi poate să reprezinte un studiu de caz evident, așa cum s-a făcut și după evenimentul din 2002, din 12 august de la Făcăieni, care este până în prezent consemnat ca fiind cel mai sever din acest punct de vedere, din această categorie, având un grad de intensitate F3 pe scara Fâșitului. Și în cazul în care vedem că se tot întâmplă astfel de fenomene, tot avem de-a face cu fenomene severe, ploaie semnificativă, inundații în Sibiu, am văzut imaginile foarte recente, tornada aceasta, ar trebui să ne obișnuim cu ele? Sunt niște manifestări care ar trebui să intre cumva în viața noastră, să le luăm ca atare? Da, trebuie să le luăm ca atare, pentru că frecvența acestora este din ce în ce mai mare. Avem aici o statistică pe care am menționat-o și la ultima noastră întâlnire. În 2011, Administrația Națională de Meteorologie a emis 1744 de mesaje de vreme severă imediată. Acest tip de mesaje de Nowcasting, care surprind până la urmă fenomenele meteorologice extreme de care vorbim. Împărțind 1744 la 365 de zile, avem în medie 5 avertizări de acest tip pe zi. Deși da, nu este o regulă, dar făcând o medie. În 2018, 5765. Păstrând aceeași regulă, 15 avertizări pe zi. Deci, iată, practic putem să spunem că încă de două ori, față de anul 2011, numărul acestor fenomene a crescut. A crescut nu numai frecvența de producere, a crescut până la urmă și intensitatea de producere a acestora, pentru că începând din 2014, apariția codurilor roșii, atât în sezonul de vară, cât și în sezonul de iarnă, când vorbim de viscol, și nu numai, și creșterea numărului
codului de avertizări, de cod portocaliu, pentru că până la urmă și codul portocaliu, în definiția sa, reprezintă, se dă atunci când gradul de periculozitate este mare și cu siguranță dinamica fenomenului în condițiile în care, să zicem, atât modelele de prognoză numerică a vremii asociate și cu amprenta radar, pentru că radarul este principalul instrument al meteorologului care dă posibilitatea să observe dinamica, condițiile favorabile de mediu și nu în ultimul rând dinamica unor fenomene, dinamica fenomenelor meteorologice extreme, observăm o creștere semnificativă a numărului acestora, chiar a codurilor portocalii, care până la urmă sunt o confirmare a ceea ce înseamnă intensitatea din ce în ce mai evidentă și coroborat și cu numărul în creștere. Deci ar trebui oricum să fim foarte atenți la aceste avertizări naucasting, pentru că, iată, pot fi pericole foarte mari, mai ales dacă suntem la drum, iar în perioada aceasta crește frecvența lor. Primăvara și vara sunt cu atât mai multe. Primăvara și vara sunt cu atât mai multe pentru că deja observăm, practic, convecțiile din ce în ce care s-au, fenomenele convective care s-au semnalat încă din luna aprilie și iată debutul lunii mai, ultima lună a acestei primăveri, practic ne duc mai degrabă cu gândul la că acestea în trecut s-ar fi putut întâmpla mai degrabă la debutul lunilor anotimpului de vară decât iată în a doua jumătate a lunii a anotimpului de primăvară. Și ceea ce trebuie să ne aducă în atenție, pe lângă monitorizarea, sigur că da, pe care o face meteorologul și prin activitatea pe care o face de elaborare și a prognozelor și elaborarea avertizărilor acestor tipuri de fenomene, să avem și noi măsuri de prevenție pe care până la urmă să ținem cont de ele. Începe o perioadă în care oamenii vor merge în zilele libere, în weekend cel puțin, vor încerca să meargă la munte, la mare. E o perioadă obișnuită pentru astfel de ieșiri luna mai. Cum va fi vremea? Weekendul acesta putem să spunem că avem la mare o vreme în general bună, chiar și în zona de munte, chiar dacă nu excludem să avem câteva reprize de ploaie care până la urmă cu o umbrelă sau cu o pelerină de ploaie să nu ne strice de tot, să spunem, timpul petrecut. Da. Însă, ce este semnificativ intervalul 6-13 mai, pentru că dispunem ieri, Administrația Națională de Meteorologie a elaborat estimările pentru următoarele 4 săptămâni până pe data de 3 iunie. Săptămâna 6-13 mai este caracterizată de valori ale temperaturilor mai coborâte decât în mod obișnuit, cu abaterile cele mai mari din perspectiva valorilor termice în partea de vest, centru, nord a țării și în zona de munte, pentru că în zona de munte este posibil în perioada în care luni și marți, chiar și miercuri, în funcție de pe parcursul ploilor și mai ales corobora cu regimul de temperaturi foarte scăzut, să vorbim chiar de predominarea precipitațiilor mixte, lapovițe și chiar ninsori la altitudini mai mari de peste 1800 de metri și să vorbim de temperaturi frecvente sub 0 grade. Și de aceea, deci, iată, cam fric pentru mai. Da, semnalul acestei săptămâni din perspectiva regimului de temperaturi este acesta al unei tendințe, al unor abateri puternic negative. În ceea ce privește regimul de precipitații, o tendință spre excedent. Iată dată de ceea ce urmează să se întâmple în primele zile, în prima jumătate a acestei săptămâni, în care să vorbim de cantități însemnate de precipitații, dacă în prima parte, în special în jumătatea de vest a țării, după care aria precipitațiilor să se extindă și în jumătatea de est. Și de aceea vorbim de abateri ale cantităților de precipitații, mai ales în partea de vest, centru și nord a țării, de 30-35 de litri pe metru pătrat față de normele climatologice. Și următoarea săptămână, 13-20 mai, iată două decade din luna mai deja, păstrează același semnal din perspectiva regimului de temperaturi, o săptămână ușor mai rece din la nivelul
temperaturilor medii săptămânale și aceeași tendință spre excedent de precipitații, nu aceleași valori în ceea ce privește abateriile, dar chiar și 10-25 de litri pe metru pătrat ca și cantitate abatere față de norma climatologică a intervalului respectiv, ținând cont de ceea ce se va întâmpla în săptămâna 6-13 mai, înseamnă un potențial semnificativ ca luna mai să fie una dintre cele mai ploioase luni mai, iată în acest moment, așa cum arată estimările, și acestea vor fi sigur confirmate la sfârșitul lunii mai, când vom face evaluarea. După care 20 mai, 27 mai ne aduce valori de precipitații apropiate de norme și temperaturi apropiate de norme, și săptămâna 27 mai, 3 iunie, primele zile din iunie, deja semnalul al unor valori apropiate de norme și cu o tendință de ușoară creștere, mai ales în partea de vest și nord-vest a țării, și de asemenea o variabilitate în ceea ce privește distribuția precipitațiilor în spațiu, pentru că vorbim de o tendință ușor spre excedent în partea de sud-est, de deficit în nord-vest și în rest valori de precipitații apropiate de norme. De aceea vorbim din nou cu siguranță de aceste perioade și alternanțe de temperaturi care să fie peste normele specifice perioadei, iată astăzi și mâine 27 de grade în bună parte din țară, mai ales în partea de sud, sud-est, chiar în vestul țării, după care debutul săptămânii viitoare să ne aducă valori de temperaturi cu 10-12 grade mai coborâte decât normalul specific al perioadei. Bun, dar vom mai avea oricum și niște zile cu temperaturi ridicate și sfârșitul lunii cu vreme frumoasă și caldă, înțeleg, așa că nu sună chiar atât de rău. Nu sună chiar atât de rău până la urmă, pentru că precipitațiile așteptate, așa cum am spus, extinderea ariei precipitațiilor în jumătatea de est, poate să refacă în bună parte deficitul de apă din sol. Sigur că dacă în condițiile în care aceste manifestări de vreme severă, pentru că aceste cantități de precipitații așteptate a se înregistra posibil pe secvențe scurte de timp, pe parcursul, în timpul ploilor să avem și fenomene convective, cu siguranță elementul caracteristic rămâne până la urmă modul de manifestare al acestor perioade de instabilitate, al acestor intervale până la urmă. Așa, și ultima întrebare, mai avem cred că 2 minute la dispoziție. Sunt anumite zone predispuse către astfel de fenomene, cum a fost tornada, de exemplu. Ele, din câte am văzut, sunt mai mult la câmpie. Dacă vorbim de fenomene de viscol în timpul iernii, tot pentru zona Bărăganului, viscol? Pentru că în timpul iernii viscol, da, în zona Bărăganului și culoarul, aleea viscolelor în România, cunoscută în această parte a României, iată că tot în partea de sud-est, dar vorbim de fenomene și vijelii mult mai puternice în condițiile în care, într-adevăr, în funcție, pentru că zona aceasta este și potențată cu o cantitate mai mare de umezeală din atmosferă și din bazinul vestic al Mării Negre, și în condițiile în care deja pe condiții de instabilitate, de mediu favorabil, potențat deja, iată, din bazinul vestic al Mării Negre, dă semnalul unei convectivități mult mai puternice și al unor zone mult mai favorabile din perspectiva formării acestor celule, care să determine până la urmă aceste tipuri de manifestări. Da, tocmai am fost în drumul spre mare, pe autostrada Soarelui, cealaltă... În următoarea zi am văzut, da, episodul de grindină, da, dacă pe 30 aprilie s-a manifestat acest tip de fenomen, iată că pe 1 mai, pe autostrada 2, în aceeași zonă, practic, în area, da, județului Călăraș, am vorbit de grindină, manifestări semnificative, dar care, să spunem așa, au avut ingredientele necesare să se întâmple. Dacă în data de 30 aprilie ingredientul a fost vântul, vijelia puternică și mișcarea rotațională a vântului care a determinat un astfel de fenomen, în data de 1 mai ingredientul a fost cantitatea mare de precipitații și grindina căzută.
stă, da, de medii și mari dimensiuni care au determinat stratul de gheață să se formeze. În ambele situații trebuie să fim foarte atenți la deplasarea în trafic și sigur că da, să căutăm să ne protejăm, pentru că până la urmă viața noastră este mult mai importantă. Și să le mai spunem celor care ne urmăresc cât de important este să urmărească aceste avertizări nowcasting. În cazul acesta chiar, iată, și pentru grindină și pentru tornada care s-a format zilele trecute, au existat aceste avertizări. Dacă lumea ar ști de ele, probabil că ar fi mult simplu să ne ferim. Fie luate în considerare, sigur că da, și nu în ultimul rând, un alt mijloc care să fie în plus în ceea ce privește aspectul de comunicare, începând de ieri, deja sunt transmise și prin sistemul RoAlert. Deja ieri, pentru codul portocaliu, pentru unele localități din Iași, Vrancea și Vaslui, au fost transmise prin sistemul RoAlert. Pentru ca locuitorii din zonele respective, sigur că da, să fie informați și să-și ia măsurile de prevenție specifice. Vă mulțumim foarte mult, doamnă, că ați fost alături de noi. Punem punct aici primele părți acestei discuții. După pauză revenim, vorbim despre noutățile în stomatologie.